Salutare cocolicilor și bine v-am regăsit la un nou episod super mega șmecher din seria voastră preferată, seria în care eu mi-am cumpărat o casă pentru mine, pentru Felix și pentru Coco Bebe și facem aici camerele Coco Bebelui. În caz de este băiețel, deja am făcut cocolicilor, iar astăzi vom face pentru Coco fetiță. Stați puțin să o vindem ăsta că n-avem nevoie de el. Haideți cocolicilor să vă arăt. Să vă împrospătez memoria și probabil am mai pus-o câteva steluțe cea ca detaliu. Ia uitați, ia uitați, oh my god! Deci mi se pare incredibil și am mai pus și asta cu jucărele. Știți că e fain să ai o dintre asta cu mingiuțe. Doamne, deci este cea mai cute cameră ever. Ce ziceți? Credeți că am să fiu o mămică bună? Ia uitați cât de drăguț am făcut aici. Este superbisim, adică eu ștampătuțul ăsta, ștampătuțul ăsta, da, să-și face nane aici. Cocolișilor, haideți să apăsați butonul de Coco Life și să continuăm cu seria asta minunată. Astăzi vom face camera fetiței, dar înainte de asta am văzut că aici în House Slipper este și ceas. Ia uitați, avem aici un ceas pentru copii și m-am gândit că ar da super mega bine, uite aici. Știți de ce? Că eu dacă voi sta aici pe fotoliu, așa, și dau să pape la bebe, mă uit acolo la ceasul ăla, știți? Și am pus aici un dream catcher dintre ăsta pentru vise, ia uitați, ca să fie la bebe, să aibă vise frumoase. Deci, am pus steluțe peste tot așa cum i-ați spus. Eu vreau să fiu copil și să stau aici. E genial! Și am mai pus aici și un pitic, ce ziceți, vă place? Ia uitați, e super! Haideți, cocolișilor, astăzi să-i facem camera fetiței. Așa, care am zis că va fi aici. Uite așa. Ok. Din câte am văzut eu și ați spus și voi, camera Coco băiețelul este puțin mai mare. Dar asta e. Asta e, trebuie să o învățăm pe fetiță că nu hainele multe contează în viață, ci alte lucruri, dar totuși cred că putem să facem aici și un spațiu foarte drăguț. Haideți să-i facem parchetul să fie alb, da? Ne ducem aici și la floor panels and coverings. Luăm același parchet pe care l-am pus și în camera băiețelului. Este ăsta, pe care eu vreau să-l pun în toată casa pentru că îmi place că e destul de deschis la culoare și face spațiu să pară mai mare. Vedeți? Deja parcă ești într-o cameră mai mare! Cocolișilor, ați apăsat butonul de Coco Like pentru Coco Bebe? Ia să vedem cine a apăsat butonul de Coco Like, să ridice mâna sus. Și acum va trebui să facem puțină curățenie, nu? Ați spus că și în camera băiețelului mai era puțină mizerie undeva, vai de capul meu, dar oare unde era? Trebuie să fiu foarte atentă. O mai este pe aici mizerie ceva? Nu, cred că trebuie doar să ștergem geamurile. Hai! Bă, ce tare se aude! Ăsta zici că e electric. Ia să vedem cum ștergem noi geamurile. Uite așa. Perfect. Hai să le și deschidem. Și acum ăsta. Mă pricep. Îmi place super tare seria asta. Pe mine mă relaxează foarte tare. E preferata mea alături de Mitică. Ok. Și acum, haideți cocolișilor să mergem să vedem ce culoare o să folosim noi când vârâim. Stați puțin, stați puțin. Avem aici și tapet. Să vedem ce tapet pentru fetiță putem să punem. Mie, să vedem, este ăsta, care e destul de drăguț că e cu roz și cu natură. Da, să vedem, să vedem, să vedem ce mai este pe aici. Să punem așa cu flori. Nu cred că. Aș vrea ceva mai copilăresc. Ăsta ce-i? Wow, cu steluțe, dar e destul de închis la culoare. Ce? Ăsta este cu roz, cu flori, dar nu-i destul de copilăresc. Ăsta cu inimioare e destul de drăguț. E așa, pentru Valentine's Day. Băi, e destul de drăguț, nu știu ce să zic. Să mai vedem noi ce mai este pe aici. Cam astea? Atâta? Nu e altceva mai fain? Păi, pentru băieți parcă erau mai multe variante, nu vi se pare? Să ne uităm așa mai cu atenție. Chiar nu este nimic pentru fetiță? Mai drăguț? Mai Coco drăguț? Ia să vedem, astea se pot schimba culorile? Se pot schimba aici culorile, ia uite, se pot schimba la astea, dar nu pot zic că îmi plac foarte, foarte mult, nu știu ce să zic. Deși poate să fie drăguță asta, ia. Ce ziceți? Dar stai să vedem, nu știu exact pe care perete. Cred că le las
aici și încep să văruiesc și în funcție de văruit și vedem exact unde punem pătuțul, vedem dacă lăsăm tapetul ăsta. Dar și ăsta e frumos cu inimioare. Și ăsta e foarte frumos. Ce ziceți? Care e mai făinuț? Cred că ăsta cu inimioare, că e mai de bebeluș. Ăsta cu flori pare să fie și pentru adulți, deci am să-l vând, și foarte frumos. Atunci haideți să luăm ceva o culoare dintre asta roz piersicuță, să se asorteze cu rozul acela. Pale pink, așa, dirty pink, raspberry, ăsta, pinkul ăsta pare să fie fain, dar și pastel pinkul ăsta e fain. Măi, cocoleșilor, care pink credeți că este mai făinuț pentru fetiță? Ia, pastel pink sau ăsta? Se asortează astea două și ia să vedem și asta la altă. Pink simplu, ia. Și ăsta se asortează, nu știu ce să zic. Dar cred că ăsta e mai roz, că e mai de fetiță și ăsta dă puțin cam spre oranj. Ia să vedem ce ziceți, cocoleșilor. Cred că avem deja un câștigător, adică mi-e place din prima, e prea faină. Ia să vedem. E foarte drăguț. Hai să facem toată camera roz și după aia ne decidem exact unde o să punem pătuțul ca să punem tapet. Vai, vai. Și la sfârșit, după ce o să fie că astea camerele gata și la fetiță și la băiețel, vreau să votați, să ziceți acolo în comentarii care e mai frumos, la fetiță sau la băiețel. Ia să vedem, eu o să încerc să-mi dau interesul în mod egal și la una și la alta. Uite așa. Și să nu fie gelos, știți? Să fac la fel de frumos la fiecare. Așa. Ia uitați. A apărut o chestie nouă în House Flipper, acum înainte să intru. Ceva un fel de workshop, zicea aici pe un afiș. Că poți să-ți creezi propriile iteme. Ceea ce mi se pare destul de interesant, dar cred că e destul de dificil, adică nu știu sigur dacă se poate face la un video, pentru că s-ar putea să dureze cel mai mult timp, dar oricum zicea că în fiecare lună, cred că e posibil, cred că pot să downloadez de acolo lucruri pe care le fac alții și aș vrea totuși să intru acolo. Ia uitați și să vedem dacă putem să găsim ceva chestii șmechere. Ia uitați, cocolișilor, am văruit toată casa fetiței, toată camera. Și acum aș vrea să vând astea și de lumină și să luăm ceva mai pentru fetiță. Ia să vedem ce găsim aici pentru fetiță să lumineze. Ne ducem aici la mobilier, la lights și să vedem la ceiling lamp. Ce? Asta e foarte frumoasă. Ah, e și pe roz? E și pe roz. Numai că asta nu prea dă așa de multă lumină, nu? Ia, stai să vedem. Asta e și în camera băiețelului. E foarte drăguță, dar nu dă foarte, foarte multă lumină. Așadar, ia să vedem, avem ceva aici, opțiuni care dau mai multă. Asta e destul de interesantă. Vedeți și pe rozul ăsta, așa, nu știu ce să zic. E cam drăguță, dă multă lumină, ea. E cam faină, e ca un fel de floare. Și dacă o vindem pe asta, dă o lumină mai rece, așa, din câte văd eu. Aia era o lumină mai caldă. Pare să schimbe rozul. Vedeți voi? Contează foarte mult de lumină. Ăsta e cu roz? Oh, hai să punem candelabru dintr-o ăsta de prințesă. Ce ziceți? Dar poate ăsta unde putem să-l punem? Ia, stai să vedem. Păi, deci nu știu ce să zic. Fraților, îmi place și asta ca o floare, îmi place și aia altă. Dar aia altă nu prea da așa de multă lumină. Va trebui să ne uităm aici. Știu că a fost destul de dificil și la băiețel, până ce alegem. Asta e fain, e cu roz? Mamă, ia, stai să vindem asta. Și să vindem și asta. Ce-i chiorala asta? Ce-i chiorala asta, frate? Păi, e chiorală, e prea galbenă. Nu vi se pare? Ia să vedem aici. Ce ne facem, fetiță? Asta cu roz? Ia. Dacă o aprindem. Hai că o las pe asta, e cu roz și este destul de simplă și drăguță și probabil când o să punem toate stelele alea o să lumineze și mai mult. Uite așa. Ok, acum haideți să vindem astea și să vedem ce pătuț avem și în funcție de pătuț o să luăm mai multe decizionez. Mai era ceva pe aici frumos? Mai era ăsta pe roșu, dar e cam un fel de Halloween mie mi se pare. Așa. Deși am putea să o punem pe toate culorile, cum a fost și la băiețel, nu știu ce să zic.
Alegeți voi, deci putem să-i punem asta pe toate culorile. Care vă place mai mult? Ia. Turn... E. Stai, stai. Așa. Care vă place mai mult? Asta colorată sau asta? Vreau să decideți. Lustra colorată sau lustra roz de prințesă? Nu știu ce să zic. Îmi plac amândouă, dar vă las pe voi să decideți. Acum, haideți să ne ducem cucurișilor la mobilierul de copilaș. Aici, Furniture Kids. Așa. Și să vedem aici ce pătuți. Beds. Așa. Wow. Astea sunt deja pentru două fetițe. O să fie doar o fetiță în cazul să fie. Și să vedem. Avem ceva cu roz. Ceva cu roz, vă rog. Vă rog cu roz. Asta e făinuț, dar e cam matur, așa. Mi-ar plăcea să fie ceva mai copilăresc. Că mie așa îmi place mai copilăresc. Să se bucure copilul. Ok, deci avem asta. Cred că e posibil să avem un câștigător. Și aici jos ce-i? Oh, ce drăguț! Să nu, uite așa, uite așa. Așa sau așa? Vai, ce drăguț! Vă place, cocolișilor? Asta cu ce-i, cu steluțe? E fain și cu steluțe. Cam place foarte mult cu steluțe. Vai, ce drăguță-i. Dar dacă e cu inimioare, se va potrivi mai mult cu tapetul, știți? Și este bine să mergi pe asorteu. Wow! Unde o să punem pătuțul? Să-mi ziceți voi, poate putem să-l... Aici îl trage la geam. Nu? Aici dacă punem... Nu chiar trage, dar nu știu ce să zic. Aici dacă îl pui, nu-i feng shui. Că nu trebuie să pui patul imediat să-l vezi când dai... Când deschizi ușa, că nu-i feng shui. Trebuie să faci cumva feng shui. Hai să punem... Să punem aici. Să punem... Să zicem că îl punem aici. Îl punem deocamdată aici, așa. Dar nu, că e prea lângă geam. Și nu vreau să tragă curientul lângă geam! Punem aici. E destul de bine, nu? Și acolo să-mi pun eu un fotoliu. Ce-i fotoliu? Atunci, dacă ne-am hotărât, haideți să punem tapetul ăsta cu inimioară. Căști! 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 Vai! Deja începe să fie foarte drăguț. Și copilăresc, așa, pentru bebelușă. Nu vi se pare? Ia să vedem, ne ajunge. Oh! Hai că ne ajunge. Așa. Și pune și asta. E perfect, lăsăm atâta. Ia uitați ce design șmecheros. Ce cute! Îmi place! Ce ziceți, cocolișilor? Vă place? Și acum să vedem. Trebuie fotoliu de alăptare. Găsim pe aici vreun fotoliu de alăptare drăguț? Era și ăsta, dar nu este atât de frumos. Ia să vedem noi. Mergem la... dintre astea mai pe... ceva armchair. Găsim aici vreun armchair frumos. Pentru mămică. Ceva roz. Ăsta e roșu. Bă, ăsta e de bogătaș. Ăla e de bibliotecă. Și ați zis că vreți să ne pun și un puf. Poate avem loc să punem și un puf pe aici undeva. Este ceva un fotoliu. Vreau un fotoliu așa ca de Barbie, știți? Găsim pe aici vreun fotoliu ca de Barbie. Ăsta e fain că se leagănă. Dar nu-i pe roz. Ia, găsim ceva cu roz. Ăsta n-are niciun roz. Vă rog, puneți și roz! Violet. Cu roșu. Stai, cred că e mai bine cu roșu. Ia, stai să vedem. Ăsta e light și ăsta e white wood. Hai să fie așa. E interesant! Ia uitați, acolo o să mă legăn. Ia uitați, ca și cum stăm aici deja. Să știți că mie îmi place. Îl dau puțin mai în față așa. Uite așa. Ca să avem spațiu, să ne legănăm pe spate cu bebelușa. Wow, deja îmi place, cocolișilor, ce părere aveți? Și să vedem și un covoraș, ia să vedem. Covoraș de covoraș. Ce covoraș găsim noi aici? La accessories? Dar nu aici. Unde se pune? La furniture? Ia să vedem. Deci nu știu că au schimbat ăștia. Nu știu unde se găsesc covoarele. Ia să vedem unde găsim noi covoarele. Vreau să vă uitați și voi. Scrie aici, roag. Pentru că nu știu unde putem să-l găsim. Deci, găsim pe aici vreun covor de bunicuță? Punem un covor de bunicuță? Nu. Găsim aici un covoraș fain de fetiță?
un covoraș de bebelușă? Astea nu sunt de bebelușă, ia să vedem. Ce covoraș de bebelușă găsim? Ăsta e roșu. Poți zic că e destul de fain. Și s-ar potrivi cu... Da, uite că și ăsta e fain. Doar că e mititel. Ia să vedem. Și ăsta este destul de drăguț, dar deja este... Ia, merge ăsta? E cam drăguț ăsta, dar poate găsim unul mai măricel. Ce ziceți? Ia, ăsta nu se pot schimba culorile. Este ăsta, dar parcă n-aș zice că e de copii. Ia, ăsta e red. Ăsta e mai măricel, e destul de drăguț. Ia uitați, nu? Ce părere aveți? Că și roz și roșu sunt pentru fetițe. Nu trebuie neapărat să fie roz dacă nu putem să găsim aici. Sau trebuie să fie roz dacă găsim aici. Bă, dar mi se pare că e puțin cam prea roz. Nu știu ce să zic, deși dacă îmi iau ăsta, după aia trebuie să-mi iau altfel de... altfel de dintre ăsta, că nu se mai potrivește roz cu roșu, fraților. E nebunie totală. Atunci, ce ne facem? Ne ducem aici, la furniture, și încercăm... Wow, ce faine sunt astea roz de bucătărie. Ne putem face bucătărie roz. Bă, așa ar fi plăcut lui Barbie. Vă zic eu. Chairs, ia, există aici chairs mai de fetiță? Deci ne ducem la bedroom și poate găsim aici. Nu, nu este, nu este aici un armchair. Da, unde putem și noi să găsim un armchair? Numai aici în living room. Ia să scriu armchair. Așa. Deci vreau un armchair roz, vă rog. Pentru mine, roz. Roz super șmecheros. Tot cu roșu. Vreau să găsesc ceva așa delicios. Uite, ăsta e fain. Ăsta e destul de drăguț și s-ar potrivi cu covorul ălălalt. Dar oare este bun pentru alăptat? Nu știu ce să zic, ia să vedem. Mai găsim aici ceva roz. Roz de bombon. Băi, fraților. Să vedem. Dintre ăsta mi-am pus în camera bebelui băiețel. Dar nu văd să fie așa super mega rozuliu aici. Ok, ne mai uităm, ne mai uităm, ne mai uităm. Vreau să-mi ziceți și voi. Uite, astea sunt faine. Vreau să-mi ziceți și voi dacă aveți vreo preferință. Ai, băieților, puneți-ți roz, vă rog. Și astea sunt frumoase. Dar sunt tot așa roșu sau violetul ăsta, nu știu, drăguț. Pot să zic că este des... Bă, să-mi pun un dintre ăsta? E nebunie, cred că e camera cam mică ca să-mi pun. Dar e destul de fain. Astea, ați zis voi că e bunicesc. Stați. Oare avem un câștigător? White wood, white. Oare e faină? E mai faină asta decât ăla și să schimbăm? Ia. Și să schimbăm aici, să nu fie pe roșu, să fie pe roz. Covorul, ia, stai să vedem, să vedem. Poate avem totuși un câștigător. Ăsta nu este... Ok, deci scriu aici roag și poate îl găsim pe ăla. Ia să vedem unde era rozuliul ăla de roz bombon. Aici. Și vindem ăsta și să-mi ziceți dacă am făcut o chestie faină. Ia uite. Ce părere aveți? Deci vreau să-mi ziceți voi dacă am făcut bine. Mi-ar fi plăcut totuși să am un covor mult mai mare, știți? Da, mi-ar fi plăcut să am un covor mult mai mare, dar... am pus încălzire dintre aia prin pardoseală șmecher, așa că cred că e ok. Deci, camera fetiței, după cum vedeți, începe să prindă contur. Să văd dacă avem aici niște mobilier dintre ăla foarte drăguți. Ca și la băiețel. Ia să vedem la kids. Ce mobilier dintre ăsta... Oh, ia. Putem să punem și dintre astea? Vai, dar deja cred că e prea roz, fraților. Parcă e prea roz și nu mai este așa de copilăresc. Nu știu ce să zic. Am crezut că o să fie mai ușor la fetiță, vă zic sincer. Ia uite, e și așa. Putem să facem și combinații. Dar e prea deschis rozul ăsta. Parcă nu prea se vede, nu știu ce să zic. Vreau să mă ajutați cu sfaturi. Chiar vă rog foarte, foarte, foarte mult. Uite, putem să facem așa. Hai că deja parcă începe să fie mai fain. Ce părere aveți? Wow, dacă te sertărași avem aici, frățioare! Și punem pe alb.
ca să se asorteze cu restul. Știți că important e să se asorteze. Ia, punem ăsta așa de mare. Ia să vedem. E drăguță. Este chiar drăguță, aș putea să zic. Și acolo putem să punem tot felul de decorațiuni. Dar vreau să-mi ziceți dacă las scaunul ăsta care, și covorul ăsta, care sincer parcă nu prea se potrivesc așa de tare. Eu le-aș vinde. Le-aș vinde și poate mai stăm puțin și ne mai gândim exact. Să mai vedem pe aici ceva mobilier drăguț. Pentru cocofetiță. Ia să vedem unde găsim. Uite, dintre astea, uite așa. Și punem cu paternul ăsta roz. Uite așa. Și cu alb. Uite aici. Și acolo putem să facem ceva așa gen într-o treaptă? Găsim ceva mai mic, uite ăsta. Uite așa. Și cu alb. Ia. Hai că e drăguț! Și aici, pe treapta asta, putem să punem decorațiuni. Vai, dar trebuie să pun și perdele, băi, cocolicilor. Și ce să mai punem aici? Aoleu, avem acolo și căsuță dintre aia pentru căsuță de joacă, pentru păpuși. Avem chestii șmechere. Ia să văd. Deci dacă vând ăsta, rămâne ăsta de prințesă. E cam fain, mie-mi place așa să fie mai de prințesă. Dar trebuie să punem și steluțe multe, multe, multe. Și să schimbăm și ușa să fie ușă albă. Deci, după cum vedeți, cocolișilor, o să împărțim acest episod probabil în două părți, ca să putem să terminăm camera fetiței. Dar până atunci vreau să-mi scrieți în comentarii idei, da? Ce să facem și ce să mai aducem aici, ca să fie foarte drăguț. Am nevoie să se asorteze totuși, să mergem pe... Ia uite, aici câte chestii putem să punem. Însertare, wow. Și aici la fel. Trebuie să mergem pe asorteu, da? Bă! Am ales asta bună? Că parcă nu prea-mi place salteaua atât de mult. Va trebui, cred că, să o schimb. Deci, cocolișilor, aștept sfaturile voastre în comentarii. Apăsați butonul de coco like, iar noi ne vedem cât de curând cu un nou episod, partea a doua la Coco Fetiță.